Acțiunea va avea loc miercuri, începând cu ora 13, la sediul Palatului Administrativ din Târgu Jiu. La eveniment și-au anunțat prezența 18 unități de învățământ care vor participa cu câte un echipaj format din 4 elevi, atât din Târgu Jiu, cât și din diferite localități ale județului. Consiliul Județean Gorj organizează ediția a doua a concursului tematic Gorjul Turistic, concurs adresat în principal elevilor de pe raza județului care învață la clasele cu specializarea turism, dar și de la celelalte unități de învățământ. Până astăzi și-au anunțat prezența 19 echipaje de la 18 unități școlare, atât din Târgu Jiu, cât și din alte localități, cum ar fi Rovinari, Baia de Fier, Tismana, Novaci, Polovragi și chiar de la Alimpești. Iată, am cuprins aproape toată raza județului. Concursul este conceput a se desfășura pe două segmente, un test grilă, pe baza unei tematici înaintate de către instituțiile de cultură partenere evenimentului și o prezentare PowerPoint. Consiliul Județean Gorj va înmâna marele premiu, premiile 1, 2 și 3, mențiune și două premii speciale în valoare totală de 3.400 de lei.